binecuvântat să fie Domnul. M-aș bucura dacă la final fanfara ar fi pregătită să mai laude pe Domnul cu încă o cântare. După toate cântările pe care am ascultat în după masa aceasta, care s-au adăugat celor de azi dimineață, aș vrea să vă invit să ne apropiem împreună iarăși de cuvântul Domnului pe care l-am citit și care vorbește despre a treia întâlnire dintre Domnul Iisus cel Înviat și ucenicii Săi. Noi am citit doar 5 versete din acest capitol 21 și este surprinzător pentru mine faptul că în Biblie noastră pasajul acesta este intitulat Iisus vestește moartea lui Petru. Am citit 5 versete din care 3 vorbesc despre repunerea lui Petru în slujbă și doar 2 vorbesc despre moartea lui Petru care avea să vină peste o vreme, la vremea bătrâneții, probabil. Pentru mine, spuneam, este o surpriză pentru că atunci când am citit pasajul acesta, am înțeles că accentul pe care îl pune Evanghelistul Ioan este pus pe discuția dintre Domnul Iisus și Petru, discuție prin care Domnul îl reașează pe Petru în poziția de slujitor, de apostol, dacă vreți. Mi-am adus aminte că în debutul cărții Faptele Apostolilor, Luca spune, printre altele, că după patima lui Domnul Iisus li s-a înfățișat viu ucenicilor prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Câteva din arătări au avut loc la Ierusalim, dar cele mai multe, dacă Luca vorbește despre deseori, cele mai multe se pare că au avut loc în Galileea. La Ierusalim s-a arătat Mariei în dimineața zilei Învierii. Apoi, se pare că s-a arătat lui Petru într-o împrejurare despre care Scripturile nouă nu ne spun prea multe. Vă amintiți, noi am citit din Evanghelia lui Luca despre cei doi ucenici care au mers la Emaus. Pe drum l-au întâlnit pe Domnul și când și-au dat seama cu cine au stat de vorbă, cu cine au călătorit și cu cine s-au așezat la masă, oamenii aceștia plini de bucurie s-au întors la Ierusalim și găsim scris că acolo i-au întâlnit pe cei 11 care erau adunați la oaltă și ziceau s-a arătat Domnul lui Simon. După aceea, în contextul acela urma ca Domnul să se arate întregului grup. Dar înainte de a se arăta întregului grup, Domnul se spune acolo că s-a arătat în ziua aceea lui Simon. Informația aceasta este confirmată și de Apostolul Pavel, care în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 5, spune că Domnul, după înviere, s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. Și Pavel plasează această arătare a Domnului lui Chifa înainte de arătarea Domnului către ucenici. Despre întâlnirea aceea, însă, nu ni se oferă nicăieri în Scriptură amănunte. Apoi, când li se arată Domnul pentru întâia oară ucenicilor în grup, unul dintre ei știm că lipsea și era Toma. S-a vorbit despre el azi dimineață. Am vorbit și eu în câteva împrejurări despre Toma, despre absența lui din mijlocul ucenicilor și am încercat să găsesc motivul pentru care el nu era cu ceilalți. Am presupus câteva motive, ar fi putut să fie preocuparea lui de a îngriji de nevoile grupului, va fi plecat de acolo să caute ceva, sau poate că va fi fost oarecum cuprins de teamă, sau cine știe ce motiv va fi avut. Cert este că el nu a fost acolo când Domnul s-a arătat grupului de ucenici și lipsind de la acea întâlnire, el a fost lipsit de fapt de o binecuvântare. El a fost cel care a păgubit. De multe ori aud pe frații mei predicatori spunând și sunt de acord cu ei că atunci când lipsim de la părtășiile noastre, noi suntem cei care păgubim.
E acolo o binecuvântare pe care Domnul o dă și de care noi nu avem parte. E adevărat că Dumnezeu ne binecuvântează câteodată în mod individual. E adevărat că El ne binecuvântează de asemenea la nivelul familiilor. Dar aș vrea să repet și să întăresc acest lucru. El ne binecuvântează și când suntem la oaltă. Și dacă noi lipsim de la părtășirea acestea, dintr-un motiv sau dintr-altul, binecuvântarea aceea o putem pierde. N-am să înșir binecuvântările pe care Toma le-a pierdut atunci când a lipsit, dar am să spun doar atât că toți ceilalți ucenici l-au văzut pe Domnul, au avut oportunitatea să-i vadă mâinile străpunse, au avut oportunitatea să-i vadă și coasta, să-i atingă rănile, nu știm sigur dacă au și avut îndrăzneala să-i atingă, dar au avut oportunitatea aceasta. Și oamenii aceștia au început iarăși să-și recapete credința. Un foc care abia mai mocnea poate undeva în cenușă, acolo, un pic deja, dar de care Domnul s-a ocupat ca să reaprindă iarăși focul credinței lor. Și când s-au întâlnit după această întâlnire, ucenicii cu Toma i-au spus, Domnul mi s-a arătat, l-am văzut pe Domnul, i-am văzut rănile, i-am văzut mâinile și cu asta. Dar Toma le-a spus, dacă nu voi vedea și eu ce ați văzut voi, nu o să cred. Și a trecut o săptămână în care acești ucenici, 10, s-au ocupat probabil de Toma, fiecare vrând să-i transmită și lui Toma ceva din credința lor care începea să prindă iarăși putere. Dar Toma a rămas refractar. Și îmi place să subliniez, timp de o săptămână, Toma s-a zbătut în necredință, în îndoială și cu o mulțime de semne de întrebare. Însă am auzit și mi s-a spus că după 8 zile ucenicii Domnului erau iarăși împreună și de data aceasta era Toma în mijlocul lor. Am mai spus-o și în alte împrejurări și o voi repeta în seara aceasta. Îmi place că acești ucenici ai Domnului care începeau să creadă în învierea nu l-au respins pe Toma dintre ei. Să fi spus, noi toți credem, 10 oameni ție-ți spunem ce am văzut cu ochii noștri, iar tu nu vrei să primești, tu nu crezi ca și noi. Între noi nu mai pot fi multe legături, tu ești cu ale tale, noi cu ale noastre. Și se poate întâmpla ca în unele privințe, dragii mei, noi care suntem la oaltă în casa de rugăciune, să nu împărtășim întru totul aceleași convingeri. Dar aș vrea să învățăm de la ucenicii Domnului Iisus că putem totuși sta împreună. Și va veni vremea în care Domnul se va ocupa și de aceia care nu cred în toate privințele ca noi. Nu trebuie să le spunem tot timpul, măi, sunteți necredincioși, să-i arătăm cu degetul, să le spunem lipsurile lor, să încercăm să ne uităm la ei cu superioritate. Nu avem dreptul acesta. Va veni o vreme când Domnul se va ocupa de ei și iată că de Toma s-a ocupat după o săptămână când ucenicii erau iarăși la oaltă. Domnul i s-a arătat și omul acesta a ajuns să facă o mărturisire foarte frumoasă pe care toți teologii care vor să sublinieze divinitatea, dumnezeirea Domnului Iisus o citează. Toți își aduc aminte de cuvintele pe care Toma le-a spus în împrejurarea aceea. N-aș vrea să-l zugrăvesc înainte ochilor dumneavoastră pe Toma nici mai bun decât a fost, nici mai rău decât a fost. Nu-i treaba mea aceasta. Pentru că dacă mă uit la mine, sunt împrejurări în viața mea în care sunt mult sub nivelul lui și sunt împrejurări, poate mai rare, la care ajung la nivelul lui sau poate un pic mai sus. Dar, cum spunea cineva, totul depinde de vremuri și de împrejurări, citând un cuvânt de al Scripturii. Aș vrea să vă spun însă că, după ce Domnul s-a arătat și lui Toma, Domnul a continuat să se arate ucenicilor, așa cum a spus îngerul în grădină, în Galileea. Pentru că ucenicii au plecat din Ierusalim spre Galileea. Poate că v-ați întrebat, așa cum am întrebat și oare de ce Domnul și-a dus ucenicii în Galileea? Nu trebuia oare să înceapă propovăduirea iertării păcatelor prin credința în jertfa Domnului Iisus de la Ierusalim? Ba da, dar încă nu venise momentul acela. Și Domnul trebuia să se ocupe iarăși de ucenicii săi într-un mod aparte.
El a spus, după învierea mea, lumea nu mă va mai vedea, nu mă voi arăta lumii, eu mă voi arăta vouă. Voi mă veți vedea, eu voi transforma întristarea voastră și jalea voastră și durerea voastră și slăbiciunile voastre în bucurie. Voi mă veți vedea. Și acum, în vreme ce Ierusalimul era tulburat, că toți voiau să știe ce s-a întâmplat cu mormântul de pe care piatra a fost răsturnată și sigiliul a fost rupt, Domnul și-a luat ucenicii și i-a dus în Galileea. Toți erau galileieni. Și acolo, în Galileea, deocamdată era încă liniște și Domnul se putea ocupa de ei. Ioan spune că aceasta este cea de-a treia întâlnire în care Domnul se arată ucenicilor, adică Domnul se arată grupului, nu persoanelor individuale. Știm că noaptea de dinainte, 7 ucenici au ieșit la pescuit. Simon Petru, pentru o seară, a zis, eu mă duc să prind pește. Și ceilalți 6 au zis, mergem și noi cu tine. Și îmi place să văd și în această întâmplare simplă, în această reacție simplă, dorința lor după unitate, dorința lor de a fi împreună. Acolo, în Galileea, nu era vorba despre vreun pericol să trebuiască să meargă cu Petru ca să nu fie prins Petru de mai știu eu cine, nu. Dacă au avut dorința aceasta, a fost o dorință din inima lor. N-a fost o strategie. Au vrut să fie împreună și s-au dus împreună la pescuit. Au pescuit toată noaptea, dar, cum li s-a mai întâmplat din când în când, n-au prins nimic. Unii predicatori, unii cercetători ai Scripturilor spun că în această tendință a lui Petru, în această dorință de a merge la pescuit, în această inițiativă a lui, ar trebui să vedem o preocupare de a se întoarce la vechea ocupație. Probabil că nu știa ce se va alege din toată lucrarea de până atunci. Eu n-aș vrea să mă duc chiar atât de departe cu gândul. S-ar putea întâmpla ca Petru să fi dorit să împlinească o nevoie de a grupului. Pentru că în vremea aceea, oamenii săraci din popor trăiau de obicei din pește. Mâncau pește și surplusul pe care îl prindeau, îl vindeau, îl transformau în bani și cu acesta își mai cumpărau câte ceva pentru ei sau pentru familie. Eu cred că Petru în seara aceea a vrut să împlinească o nevoie de a grupului. Îmi place să-l zugrăvesc în această lumină pozitivă. Mă gândesc că se va uita la mine zâmbitor când prin har ne vom întâlni în cer și va spune, Iosif, m-am uitat la tine când vorbeai acolo la Montreal, ai încercat să mă prezinți cumva mai așa, mai frumos. Cert este că ucenicii Domnului Iisus, dintre care o bună parte din cei 7 erau pescari, oamenii aceștia n-au prins în noaptea aceea nimic și se întorceau cu corabia spre țăr. Erau osteniți după aruncarea mrejei toată noaptea, erau descurajați că n-au prins nimic și probabil că se întrebau oare care va fi pasul următor. Dar pe cât erau la o distanță ceva mai mică de 100 de metri de țărm, în lumina aceea frumoasă de dimineață, au văzut pe cineva care i-a întrebat, copii, ați prins ceva? Și ei nu știau în momentul acela că era Domnul pe țărm, care i-a așteptat. Domnul i-a așteptat acolo. Și oamenii aceștia s-au uitat, priși au spus, n-am prins nimic. Domnul le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți prinde. Au aruncat-o la cuvântul Domnului Iisus și au prins-o. Au prins pești. Atunci când au încercat să o tragă afară, încă nu știau cât sunt, dar era foarte grea. Ioan se pare evanghelistul cel mai tinerel din grup, îi șoptește lui Petru, Petre, eu cred că străinul de pe mal este Domnul Iisus. Este învățătorul nostru, este mântuitorul, cred că El este. Și îl văd pe Petru dintr-o dată că își ia pe el haina, pentru că probabil o dase jos, vrând să lucreze mai ușor, se încinge, sare în apă și înoată vârtos spre mal. Eu îmi imaginez că în momentele acelea, ucenicii ceilalți 6 care erau în corabie, s-au uitat după Petru. 5 l-au întrebat pe Ioan, măi Ioane, ce ai spus măi la Petru de o sărit așa iute în apă și fuga spre mal? Ce i-ai spus de l-ai făcut să reacționeze așa de brusc? Și Ioan le va fi spus la ceilalți ce i-a spus lui Petru. E Domnul.
acela de pe mal care mi-a spus. Acum ăștia cinci, cu Ioan 6, au tras mrejile aproape de corabie, dar erau atât de grele că nu le-au putut trage în corabie. Petru a ajuns pe mal, îl întâlnește pe Domnul, la urmă vin și ceilalți ucenici, aduc tot peștele și Domnul îi poftește să prânzească. Era acolo pe mal foc de tărbuni și vă rog să rețineți detaliul acesta. Și pe jăraticul acela era pește și Domnul avea și pâine și le-a oferit la toți pescarii aceștia flămânzi. Și la urmă le-a spus, aduceți și din peștii pe care ați prins voi. Și mrejile au fost trase din apă afară, au numărat pești și numai pești mari, socotiți mari, erau 153 de pești. S-au chinuit mult de-a lungul secolelor, comentatorii Bibliei, scriitorii bisericești, reformatorii, să găsească o semnificație la cei 153 de pești. Eu nu cred că acolo trebuie să ne batem foarte mult capul. Eu cred că acest detaliu a fost pus acolo de Ioan ca de un pescar priceput, cu experiență, ca să arate cititorilor că a fost o pescuire deosebită, că a fost o pescuire în cantități mari, că au prins mai mult decât se prinde în mod obișnuit la o aruncare de mreaj în Marea Galilei. Eu cred că ăsta a fost singurul motiv. Nu cred că trebuie să ne batem mintea făcând tot felul de calcule și căutând tot felul de explicații, deși mulți o fac. În contextul acesta stau toți acolo și prânzesc și vă mărturisesc că acolo, după cât citesc eu în Evanghelie, se așezase cumva peste ei așa o atmosferă ciudată. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că iată ce găsim scris. Și niciunul din ucenici nu putea să-l întrebe cine ești. Pentru că știau că este Domnul. Păi dacă știau, de ce ar trebui să întrebe pe Domnul cine ești? Dați-mi voie să vă spun că învierea a adus o schimbare în relațiile dintre ucenici și Domnul Iisus. În timpul celor 3 ani și jumătate dinainte de răstignirea Lui, ucenicii Domnului au fost în permanență uimiți de lucrările Lui și de înțelepciunea cuvântărilor Lui. Dar de multe ori L-au privit și ca pe un om egal, aproape egal cu ei. Un om de aceeași natură ca și ei. Dar atunci când și-au dat seama că El a înviat, dintr-o dată i-au căpătat o altă înțelegere a naturii Domnului Iisus, a ființei sale. Și-au înțeles că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea și Tom a spus, este Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să vă spun că, dintr-o dată, oamenii aceștia se uitau la ființa lângă care au stat 3 ani și jumătate. Lângă ființa alături de care au trecut și prin greutăți și au trecut și prin bucurii. Și încercau două sentimente contradictorii. Bucurie și parcă și o anumită reținere. O anumită reținere pentru că știau că El este Dumnezeu adevărat. În contextul acesta, ei prânzesc împreună și Domnul Iisus îi se adresează lui Petru. Și zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Aș vrea să zăbovesc puțin această întrebare a Domnului Iisus. Întrebarea aceasta este repetată apoi încă de 2 ori, în total de 3 ori a pus-o Domnul Iisus. În felul în care ea este pusă în textul grecesc, toți comentatorii Bibliei sunt de acord că este greu să-ți dai seama la ce s-a referit Domnul Iisus. Poate dacă am fi fost de față să vedem gesturile care însoțeau întrebarea Lui, ne-ar fi fost mai ușor. Există 2 moduri în care această întrebare poate fi tradusă din limba greacă în limba română. Este posibil ca Domnul, atunci când a pus această întrebare, să fi spus Petre sau Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât acestea? Și ar fi fost posibil ca Domnul să arate cu mâna către Marea Galilei, pe care galileienii, mai ales și ce trăiau pe țărmul ei, o prețuiau?
să fi arătat cu mâna Domnul către barca aceea, către mreaja aceea, către vasele în care deja puseseră peștele, să fi sunat întrebarea Domnului Iisus, Petre, mă iubești tu pe mine mai mult decât iubești marea, decât iubești barca, mreaja, decât viața aceasta de pescar aici? E posibil, încă o dată spun, din felul în care este exprimată întrebarea în Evanghelie, în textul grecesc, se poate interpreta întrebarea Domnului Iisus în felul acesta. În același timp însă, întrebarea aceasta se mai poate interpreta și altfel. Se poate ca Domnul să fie arătat cu mâna către ceilalți 6 pescari, ucenici care erau acolo, și Domnul să fie întrebat pe Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești pe mine mai mult decât aceștia? Decât Toma, decât ceilalți care erau acolo? N-aș putea să vă spun decât dacă aș fi fost pe malul Mării Galilei să văd gestul Domnului Iisus, să văd spre ce arată Domnul Iisus cu mâna. Dar ceea ce este important aici, aș vrea să subliniez. Aici este vorba despre dragoste față de Domnul Iisus. Această întrebare este pusă de 3 ori. Și am auzit pe mulți explicând faptul că atunci când Domnul formulează întrebarea, folosește 3 termeni din limba greacă, termeni care s-ar putea traduce în limba română cu dragoste. În limba greacă, de fapt, sunt 4 termeni care se traduc cu dragoste. Unul dintre ei este termenul eros, pe care lumea de astăzi pune mare, mare accent. El definește atracția fizică, trupească, dintre două persoane. Și termenul acesta, eros, în textul grecesc al Noului Testament, nu apare absolut niciodată. De aceea nu apare nici aici. Nu apare nicăieri în Noul Testament. Mai sunt apoi încă 3 termeni care sunt fileo, storge și agape. Și mi-a fost dat cu multă vreme în urmă să aud predicatori care au spus Domnul Iisus, când a pus această întrebare, a folosit în cele 3 versiuni ale întrebării pe toți cei 3 termeni grecești. În realitate, textul grecesc cuprinde numai 2 și nu 3. 3 întrebări, dar 2 termeni. Dar așa, aș vrea să vă spun, dragii mei, că deși este foarte ingenioasă interpretarea aceasta, pe mine nu mă convinge. Imaginați-vă 2 galileieni se întâlnesc pe malul Mării Galilei, adică în Galileea, și discută între ei. Ce limbă credeți dumneavoastră că ar folosi ei în discuția lor? Eu sunt încredințat că ar vorbi limba evreiască. La vremea aceea evreii vorbeau aramaica. Și mai cred că ei aveau un dialect galilean, aveau un accent galilean aramaica pe care ei o vorbeau. Cu niciun tip nu pot să accept ideea că Domnul Iisus vorbește cu ucenicul său într-o limbă care le este străină la amândoi. Și am mai spus lucrul acesta, mi-aduc aminte și într-o altă împrejurare. Cum ar fi să mă întâlnesc eu de bună oară cu fratele Giovanni, mai știu eu, undeva la Plasburg, la cumpărături, și în loc să vorbim noi doi românește, că ne exprimăm destul de bine românește, am alege să vorbim engleza britanică. N-a sunat nici cum. Sau să vorbim, mai știu eu, limba franceză cu, mai știu ce accent. Pentru că amândoi suntem români, pentru că ne este mai la îndemână să ne exprimăm românește, oriunde l-aș întâlni lumea asta pe fratele Giovanni, l-aș saluta și i-aș vorbi în limba română și cred că și el mi-ar răspunde la fel. O să încercăm. De aceea nu cred în explicația aceea cu termenii grecești. Fără îndoială, Ioan, când scrie Evanghelia aceasta, el o scrie în limba greacă. Dar vă rog să remarcați, Ioan o scrie pe anul 95 după Hristos, adică la vreo 60 și ceva de ani de când s-au petrecut evenimentele. Și când Ioan scrie Evanghelia sa și apoi epistolele, el nu se afla în Galileea, el se afla în Efes,
iar Efesul era pe teritoriul actual al Turciei, era o cetate în care se vorbea greaca și membrii bisericii din Efes, în marea lor majoritate, erau dintre neamuri și ei vorbeau limba greacă între ei. Când își scrie Evanghelia, el o scrie în greacă pentru că el se adresează Ioan cititorilor lui greci. Dar atunci când discuția a fost purtată pe malul Mării Galilei, discuția între doi galileieni s-a purtat în limba aramaică. L-a întrebat Domnul Iisus pe Petru, mă iubești? Și Petru i-a spus, da, Doamne, știi că te iubesc. L-a mai întrebat odată și i-a spus ce are de făcut. L-a mai întrebat odată și Petru a răspuns din nou. Și când l-a întrebat a treia oară, ni se spune aici că Petru s-a întristat. Dacă ar fi fost vorba despre trei termeni diferiți în limba greacă, asta ar fi însemnat că întrebările sună diferit, sună tot mai complex, tot mai specific. Și Petru n-ar fi avut motiv să se supere, nu-i așa? Da, Doamne, ar fi bifat toate trei căsuțele. Te iubesc în felul ăsta, te iubesc în felul ăsta, te iubesc în felul ăsta. Dar cred că întrebarea Domnului Iisus a sunat de fiecare dată la fel. Mă iubești? Și Petru a răspuns de fiecare dată la fel. Da, Doamne, te iubesc. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că aici avem de-a face cu reabilitarea apostolului Petru. Și ce îmi place să subliniez este faptul că această reabilitare este o lecție pentru fiecare dintre noi. Noi ne putem găsi în două situații. Ne putem găsi câteodată în situația lui Petru, din neveghere, dintr-un motiv sau dintr-altul, să ne pomenim că l-am dezamăgit pe Domnul. Și în momente de felul acesta, mai ales dacă îl iubim pe Domnul și înțelegem că l-am dezamăgit, ne încearcă așa un puternic sentiment de descurajare și ne întrebăm de multe ori, Doamne, oare mai este la Tine iertare? Oare mai pot să mă restaurez, să mă recuperez? Sau sunt pierdut? Atunci când ți se întâmplă să fii așa de descurajat și dezamăgit de tine însuți, când simți că l-ai întristat pe Domnul, l-ai dezamăgit în vreun fel sau altul, să-ți aduci aminte că într-o zi și Petru s-a lepădat de Domnul și într-o dimineață Domnul l-a restaurat pe Petru. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus restaurează fără să arunce cuvinte de reproș. M-am uitat cu atenție la acest dialog între cei doi și nu simt în el și nu descoper în el nicio urmă de reproș. Și atunci când mie îmi greșește cineva, soția, copiii, vreun vecin, vreun coleg de lucru, am atât de multe reproșuri de făcut și împart atât de multe reproșuri și în stânga și în dreapta. Nu ați folosit niciodată expresia ca nu ți-am spus eu, nu ți-am atras eu atenția, nu ți-am explicat eu, dar n-ai vrut să mă crezi. Și avem atât de multe reproșuri pentru cei care ne greșesc, mult mai puțin decât Petru i-a greșit Domnului Iisus. Însă Domnul Iisus lui Petru nu i-a reproșat la întâlnirea aceasta nimic. Se poate întâmpla să fi reproșat ceva la întâlnirea de dinainte, dar asta noi nu știm. Dar aici Domnul se ocupă de Petru și vrea să-l reașeze în slujbă. Apoi, tot din Cartea Sfântă, eu știu din profetul din vechime că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ce anume? Restaurarea lui, întoarcerea lui. Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Acolo, profetul din vechime descrie ceva din caracterul și din preocuparea și din voia lui Dumnezeu. Restaurarea, recuperarea celui păcătos. Și Domnul Iisus, care îl cunoștea așa de bine pe Dumnezeu Tatăl, care îl reflecta printre noi, printre muritorii de rând pe Dumnezeu Tatăl, nici el nu putea să dorească altceva decât recuperarea păcătosului căzut. Dragii mei, dați-mi voie să subliniez, și noi ar trebui să dorim același lucru. Ar trebui să fim mai atenți cu reproșurile, pentru că omul care se simte vinovat, l-a întristat pe Domnul, are el povara lui destul de grea de dus. Și n-ar trebui să mai adăugăm și noi saci pe umerii lui, să-l doborâm cu totul de întristare.
ci din potrivă, Scriptura ne învață că noi care suntem duhovnicești, dacă suntem duhovnicești, ar trebui pe cel care a căzut într-un fel sau altul să ridicăm cum? Cu Duhul blândeții. Doamne, dă-ne Duhul ăsta la toți. Și mie și fraților mei. Aș vrea să vă spun, în al doilea rând, că Domnul Iisus, după ce a auzit răspunsul lui Petru, și Petru i-a confirmat Domnului că îl iubește, i-a spus de fiecare dată câte ceva. I-a spus întâi, paște mielușeii mei. Când a doua oară a răspuns Petru că și-a spus că îl iubește, Domnul a adăugat, paște oițele mele. Și în al treia rând, când a răspuns, Domnul i-a zis din nou, paște oile mele. Vedeți dumneavoastră, de trei ori Petru i-a declarat lui Domnului i-a declarat dragoste. Și aș vrea să revin acum la un amănunt pe care l-am subliniat la început. Era acolo pe mal un foc de jeratic. Nu cu multă vreme în urmă, tot lângă un foc de jeratic, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. De câte ori? Tot de trei ori. Dacă l-am întrebat pe un psiholog creștin cum vede el discuția aceasta dintre Petru și Domnul Iisus, sau dintre Domnul Iisus și Petru, probabil că ne-ar spune că aici Domnul Iisus s-a ocupat de restaurarea unui suflet, că a făcut o terapie a sufletului. Pentru că noaptea aceea de pomină de care Petru își va aminti toată viața, fiecare nu-l cunosc, a însemnat o rănire a cugetului său. Fiecare nu-l cunosc, l-a coborât pe Petru tot mai mult în ochii lui însuși. Și de data aceasta, lângă un alt foc de cărbuni, Petru avea ocazia să spună, da, Doamne, te iubesc! Da, Doamne, Tu știi că te iubesc! Și era o vindecare. Și fiecare te iubesc mai ștergea câte ceva din murdăria pe care acel nu-l cunosc l-a așezat pe cugetul lui Petru. Apostolul Petru și-a declarat dragostea în trei rânduri față de Domnul Iisus aici, lângă focul acesta de cărbuni sau lângă jăraticul acesta aprins. Dar cât de diferită era împrejurarea aceasta de cea de dinainte? Cât de diferit era anturajul în care se găsea Petru acum față de anturajul în care se găsea înainte în curtea Marelui Preot? Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că anturajul asupra noastră de multe ori creează o presiune pe care noi nu putem măsura și noi nu putem nici măcar purta. Nu putem purta. În curtea Marelui Preot, presiunea lui Petru a fost prea mare pentru un om obișnuit. Dar aici, pe malul Mării Galilei, Petru era între oameni care îl iubeau și ei pe Domnul și Petru a putut să spună cu atâta dezlegare și cu atâta libertate, da, Doamne, Te iubesc! Și cred că n-a spus-o în șoaptă, cum spunem noi câteodată, amin, când predicatorul mai zice câte ceva și suntem de acord cu el. Eu cred că dimineața aceea Petru a spus cu toată tăria, da, Doamne, Te iubesc! Așa ar trebui să spunem și noi, da, Doamne, Te iubim. Amin. Aș vrea să vă spun că, deși a declarat Petru Domnului de trei ori că îl iubește, Domnul i-a spus lui Petru ce are de făcut. Pentru că dragostea față de Domnul, să știți că nu trebuie și nu poate să se oprească la nivelul declarațiilor. De declarat putem declara multe, dar dragostea aceasta trebuie dovedită. Există două moduri, în Scriptura le-am descoperit, prin care noi putem arăta dragostea noastră față de Domnul. Unul dintre ele este acela despre care Domnul Iisus a vorbit în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Acolo, ca să nu mai căutați, stă scris așa. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și Ioan a fost atât de preocupat să sublinieze legătura puternică între dragostea de Domnul și împlinirea poruncilor lui, încât atunci când își scrie epistola, în 1 Ioan, capitolul 5, versetele 3, pe acolo, pe undeva, el spune din nou. Și dragostea de Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor Lui. Biserica Domnului din Montreal, aș vrea să vă spun în seara aceasta, dragostea noastră față de Domnul, să știți că trebuie dovedită în felul acesta, în împlinirea poruncilor Lui.
Asta înseamnă că ele trebuie cunoscute, asta înseamnă că ele trebuie prețuite și asta înseamnă că trebuie împlinite să le aplicăm în viețile noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar nu există o modalitate de a ne arăta noi dragostea față de Domnul și știți cum? Slujim semenilor noștri. Slujim semenilor noștri. Prima dată când se pare că Domnul a arătat adevărul acesta a fost în Evanghelia după Matei, capitolul 25, acolo unde Domnul vorbește despre judecata viitoare. Vă amintiți vorbirea aceasta a Domnului Iisus? În ziua aceea, Dumnezeu îi va împărți pe oameni de o parte și de alta. Pe oi de o parte, pe capre de alta. La unii le va spune, veniți binecuvântații mei și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, în vreme ce celorlalți le va spune, plecați de la mine. Și pentru că se cere acolo niște lămuriri, întreagă fie spus, în ziua în care Dumnezeu va face judecată, nimeni nu va mai avea curajul să deschide gura, să ceară explicații de la Dumnezeu. Dar acolo Domnul Iisus adaugă acest lucru pentru ca să ne ajute pe noi să înțelegem de ce s-a făcut acea separare. Și dumneavoastră cunoașteți în detaliu această vorbire a Domnului Iisus, în care li se spune celor care au fost îndepărtați de la fața lui Dumnezeu, de ce au fost îndepărtați de la fața lui Dumnezeu. Eu am fost sărac și nu m-ați căutat. Am fost în temniță și n-ați venit la mine. A fost așa și nu v-ați îngrijit de mine. Și ei vor întreba, mirați, Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine? Dacă am fi știut că ești tu, cu siguranță că ți-am fi dat și mâncare și haină și te-am fi primit în casele noastre, dar n-am știut, nu te-am văzut niciodată. Și Domnul le spune, de câte ori ați refuzat aceste lucruri, vreunul din cei mai neasemnați frați ai mei, mie mi le-ați refuzat. Eu mă identific cu ei, respingându-i pe ei, tratându-i pe ei așa cum i-ați tratat, pe mine m-ați respins și pe mine m-ați tratat în felul respectiv. Ceilalți însă mirați, cei numiți în categoria oile, ei vor spune, Doamne, Tu spui despre noi niște lucruri deosebite. Când am făcut noi lucrurile acestea, Doamne, pentru Tine? Și Domnul le va spune și lor în ziua aceea, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai mici și mai neînsemnați dintre frații mei, mie mi le-ați făcut. Nu o să intru în prea multe detalii, dar aș vrea să subliniez acest adevăr și vreau să plecăm cu el spre casă. Dragostea de Domn, față de Domnul Iisus, nu este o dragoste declarativă. Dragostea față de Domnul Iisus, ea trebuie dovedită. Ea trebuie trăită. Ea trebuie să se vadă în viața noastră. Și Domnul îi spune lui Petru, Petre, dacă mă iubești, ocupă-te de mielușei din turma mea, ocupă-te de oițele din turma mea și ocupă-te de oile din turma mea. Și prin aceste trei simboluri, Domnul Iisus îi dă de cunoscut lui Petru că în turma Domnului Iisus sunt cel puțin trei vârste spirituale. Aceste trei vârste spirituale se regăsesc în turma Domnului Iisus. N-am putea să spunem că este o turmă în care sunt numai oi, o turmă în care sunt numai miei și o turmă intermediară în care sunt oițe. Nu! În aceeași turma Domnului sunt mai multe categorii de vârstă spirituală. Și în felul acesta, turma Domnului se deosebește de turmele care pot fi văzute pe dealurile din România și pe munți vara. Pentru că acolo, în primăvară, cam pe vremea asta, vezi miei și vezi oi de un an, oișoare, și vezi oi mature. Iar spre toamnă, nu prea mai deosebești, numai dacă ești specialist care a fost mieluț. Că toți sunt, toate animalele din turmă sunt cam de aceeași mărime. Dacă ești specialist, poți să faci deosebire care e mai tânăr și care e mai bătrân, dar dacă nu, nu. Însă în turma Domnului Iisus, întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi trei categorii de vârstă. Și lui Petru Domnul îi spune să se ocupe de toate trei categoriile. Și în mod interesant, Domnul îi spune, începe cu mielușeii. Mielușeii sunt aceia care încă nu știu prea multe. Cred că știu. Cred că în lumea aceasta nu există nicio primejdie, că poți să faci orice, poți să te duci oriunde. Oh, și lupul e un pic mai mare, altă culoare, dar și așa periculos. Ocupă-te de aceștia
Pentru că ăștia au nevoile lor specifice. Și de la ăștia nu cere prea mult, că nu sunt stare. Nu sunt stare. Petru ar trebui să conștientizeze faptul că el trebuie să se ocupe de toate trei aceste categorii de vârstă. Pentru mine, să știți, e surpriză și știu că pe unii o să vă deranjeze ce spun în continuare. Slujitorii Domnului au fost slujitori ai tuturor categoriilor de vârstă. În biserica primară, cercetați cât vreți. N-o să găsiți păstor de tineret. N-o să găsiți păstor muzical. N-o să găsiți păstor administrativ sau câte alte născociri și năzbâtii au inventat teologii moderni în secolul 20. Nu. Petru a fost păstor pentru toate trei categoriile de vârstă. Și el a trebuit să țină cont de nevoile fiecărei categorii și atunci când și-a prezentat mesajele, când a predicat Apostolul Petru, în mesajul lui s-a găsit învățătură și pentru miei, s-a găsit învățătură și pentru oișoare, s-a găsit învățătură și pentru oile mature. Seara aceasta eu nu o să intru în detalii să vă descriu caracteristicile mieilor, doar am spus câteva mai înainte, caracteristicile oițelor și caracteristicile oilor. Poate într-o altă împrejurare vom vorbi și despre aceste trăsături, pentru că fiecare categorie de vârstă are trăsături specifice și are nevoi specifice și are posibilități specifice. Dar în seara aceasta ajunge să spunem că Petru a fost chemat și reabilitat de Domnul să se ocupe de toate aceste trei categorii de vârstă. Cineva a venit și a spus, pasajul acesta a fost scris de Apostolul Ioan și inserat în Evanghelie, pentru că autorul acestei Evanghelii, Ioan, a dorit să-l reabiliteze pe Petru în ochii credincioșilor. Îmi place să gândesc logic, atât cât pot, și îmi dau seama că explicația aceasta iarăși merge pe lângă. Când Ioan scrie Evanghelia, era anul 95. Se pare că Petru a murit prin 67. Nu-i mai ajutat lui Petru cu nimic să-l prezinte Ioan pe Petru. Primiți-l bine că Domnul l-a reabilitat. Petru era de mult la cele veșnice. Dar aceste lucruri au fost scrise pentru noi, pentru ca să învățăm noi din ele. Pentru ca să înțelegem că un om care a greșit vreodată, care s-a făcut vinovat de ceva înaintea Domnului odată, nu e un suflet la care trebuie să renunțăm, că nu-i mai bun de nimic. Nu-i mai un suflet pe care să-l reciclăm, îndreptându-l către alte. Măi, am încercat să te pun la cuvânt și am văzut că nu ești bun. O să încerc să te pun la cântare. Dacă nici acum nu ești bun, o să te pun la ușă, o să te pun... Cine știe? Acum, frații de la ușă să nu creadă că eu spun lucrul ăsta așa. Dar mi se pare nouă de multe ori că noi hotărâm unde să-i punem pe unul, pe altul, pe altul, pe altul. Aș vrea să vă spun, Domnul l-a așezat pe Petru la lucrarea la care l-a chemat întâi. Nu l-a reciclat. Aș vrea să vă spun de asemenea că Domnul nu l-a mustrat pe Petru, deși putea să o facă. I-a spus că va veni ceasul încercării credinței lui. I-a spus Domnul lui Petru și modalitatea de a ieși biruitor. Matei 26, cu 41, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Rugăciunea era soluția, i-a spus-o și Petru n-a luat aminte, a trecut pe lângă el pentru că gândea și Petru atunci, așa cum gândim și noi de multe ori, cum am gândit și eu de multe ori. Cuvântul ăsta nu-i pentru mine. E pentru Popescu, e pentru Ionescu, e pentru Georgescu, e pentru Vasilescu. Și câți Escu mai găsiți dumneavoastră, puneți-i pe listă. Pentru ei e cuvântul. Nu, e pentru noi. E pentru noi. E pentru mine și pentru dumneata. Aș vrea să înțelegem că s-ar putea să fim într-una din cele două situații. Ori să fim noi cei care avem nevoie de a fi reabilitați, suntem cuprinși de descurajare și Domnul vrea să ne ridice, ori suntem din aceia care trebuie să ridicăm pe cineva și n-ar trebui să privim de sus, pentru că suntem toți cam o apă și în pământ. Domnul să ne binecuvânteze pe totul aceasta, să ne ajute să înțelegem. Eu mă opresc aici că spuneam să las loc și fanfarei cu o cântare, cea de-a treia, pentru ca să păstrăm echilibru, așa cum se cuvine și frumos. Orchestra cânta trei cântări și fanfara cred că poate. Și dacă era și corul de fete, cred că făceam loc și corului de fete. Domnul să-i binecuvânteze pe toți, amin. Amin.